Pentru un post național de televiziune, deputatul umanist Ștefan Alexandru Băișanu și-a expus opinia vis-a-vis de anunțul făcut de Klaus Iohannis privind cele 80 de miliarde de euro pe care România urmează să le primească de la Uniunea Europeană. Cum vedeți, domnule Băișanu, anunțul președintelui făcut în urmă cu puțin timp? Aș împărți lucrurile în două. Prima parte, în care se anunță cu emfază că România a primit o sumă foarte mare de bani, eu spun foarte clar că, de fapt, România pierde aproape 2 miliarde de euro granturi pe tranziție justă și alte câteva sute de milioane de euro fonduri pe sănătate și dezvoltare rurală. În schimb, primim ceva mai mult bani pentru împrumuturi. Ce înseamnă împrumuturi? Bani pe care trebuie să-i dăm la un moment dat înapoi, evident. Dar nu aceasta este problema, nu suma de bani pe care am primit-o, pentru că primeam acești bani oricum pentru perioada 2000, până în 2007, 2027, lucrurile sunt clare, n-am primit nimic în plus, de fapt, am primit în minus. Dar chestiunea e alta. Noi am mai avut posibilitatea de a lua 30 de miliarde, de a lua bani, sume foarte frumoase, numai că legislația românească și capacitatea statului român de atragere a acestor fonduri europene a fost una scăzută și, de fapt, am avut în coș foarte mulți bani, dar n-am putut extrage sub nicio formă banii pe care trebuia să-i tragem cu adevărat, așa cum au făcut polonii, de exemplu, au luat 100% și după aia au continuat prin a primi alte fonduri. Eu vă cred pe dumneavoastră și nu pe domnul Stanbule. Este foarte clar că zarurile la momentul acesta au fost aruncate. Avem teoretic acești bani pentru a-i putea accesa, însă avem nevoie de un plan de dezvoltare și acțiune rapidă, bine stabilit, care să ne pună în posibilitatea de a atrage cu adevărat aceste fonduri. În al doilea rând, trebuie să urgentăm o flexibilitate a legislației românești pentru ca, într-adevăr, toți oamenii care își doresc să facă acest, să atragă fonduri, toate instituțiile statului care își doresc să facă acest lucru, să o și poată face. Avem doar teoretic acești bani. Practic, noi trebuie să și acționăm la nivel de guvern, iar la acest moment guvernul României se află în imposibilitatea de a crea un cadru stabil, clar, prin care noi să reușim cu adevărat să atragem exact cât ni s-a pus în traistă.